viața lucrurile sunt rânduite. Avem multe de făcut. Ne lipsește scaunul pe care de obicei în Vinerea Neagră stătea părintele Cazacu. Adina a ajuns la parohia Cașin. Vorbind despre această sărbătoare, nu puteam să nu avem figura preotului misionar Cazacu, figura aproape paternă pentru unii dintre noi în redacție în această zi. Despre obiceiurile, despre tradițiile, despre însemnătatea acestei zile în direct cu Adina. Bună dimineața! Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Era firesc să fim alături de părintele Gabriel Cazacu, care ne-a stat alături în ultimii ani și în Vinerea Mare. Astăzi vorbim puțin despre tradițiile pe care le ținem în biserică în Vinerea Mare. Tradiția spune că trebuie să venim să ne împărtășim, să ne spovedim și să trecem pe sub Sfânta Masă. Bună dimineața! Doamne ajută, bună dimineața! Îi binecuvântăm pe cei care ne privesc în acest moment. Îi salutăm pe cei din studio. Dragii mei, ne aflăm în Vinerea Neagră, Vinerea Patimilor. Este cea mai tristă zi din istoria creștinilor, pentru că noi oamenii îl răstignim pe Fiul lui Dumnezeu și îl îngropăm. Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel trimis pentru răscumpărarea neamului omenesc, este judecat de către oameni, este vândut, este prețuit cu 30 de arginți și este o zi tristă, o zi în care bisericile sunt îmbrăcate în culori închise, o zi în care în sufletele noastre ne facem o evaluare spirituală și ne întrebăm dacă noi suntem vrednici, dacă ne-am curățat sufletește, dacă ne-am spovedit, dacă ne-am împărtășit, dacă acest mare praznic, cel mai mare și mai luminos și mai frumos praznic al creștinătății, ne găsește pregătit sufletește pentru această intensitate spirituală, pentru acest urcuș duhovnicesc pe care l-am traversat pe toată durata postului celor 40 de zile și 40 de nopți și dacă noi suntem aproape de Mântuitorul Iisus Hristos, nu să-L răstignim prin ceea ce facem în fiecare zi, prin faptele noastre, prin atitudinea noastră, ci dimpotrivă să fim alături de femeile mironosițe care îl plâng, care îl conduc către mormânt și care cu multă nădejde de mântuire și de izbăvire cred în ceea ce Mântuitorul le-a spus. După 3 zile voi fi din nou cu voi și voi birui moartea. Așadar, vă așteptăm în Sfintele Biserici, în Sfintele Mănăstiri, să ne rugăm împreună, să-L prohodim pe Domnul. Este un program liturgic special în această zi. Vă așteptăm la Denia Prohodului, în care prin aceste lecturi biblice ni se reamintesc patimile, Sfintele Pătimire ale Domnului, moartea și după aceea toate cele ce au urmat în istoria mântuirii neamului omenesc. Vă îmbrățișăm cu frățească dragoste pe toți cei de acasă, și vă așteptăm la biserică. Lăsați grijile cele de multe feluri, lăsați grijile administrative, grijile gospodărești. Este timp pentru mântuire, este timp pentru suflet, este timp pentru spovedanie, pentru împărtășanie, pentru iertare, pentru a dobândi iertarea și pentru a ierta pe cei care ne-au greșit. Este timp pentru curățenie sufletească. Natura înconjurătoare, tot ce este în jurul nostru, vedem că se pregătește pentru ceva, dragii mei, pentru ceea ce va revoluționa istoria noastră a tuturor oamenilor din toate vremurile, din toate locurile și din toate timpurile. Ne pregătim de înviere, dragii mei. Este o atmosferă deosebită în Vinerea Mare în biserică. Poate cei care n-au ajuns în postul Paștelui la biserică profită de această zi pentru a-și face datoria de creștini și de a veni la biserică. Venim cu flori. Venim cu flori, venim ca la o înmormântare, venim la Mântuitorul Iisus Hristos, care ne așteaptă smerit, care ne așteaptă pe fiecare dintre noi să venim la Sfânta Biserică împreună cu copiii noștri, împreună cu bunicii noștri. Și ce mă impresionează în fiecare an sunt aceste generații care își dau mâna în Sfânta Biserică. Bunici, copii, strănepoți, nepoți, împreună, în duh de dragoste, în duh de rugăciune, în duhul așa de frumos al bisericii, în duhul în care noi am crescut. Mi-amintesc când eram copil și m-am hotărât să merg la teologie, n-am uitat niciodată cum veneam cu bunica la Sfânta Biserică, cu bunicul și cum cântam prohodul.
Vă așteptăm în Sfintele Biserici să cântăm împreună prohodirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cum ar trebui să fie ținuta noastră în Vinerea Mare atunci când venim la biserică? Sigur, nu ne dorim să atragem atenția. Avem voie și cu puțin machiaj, sunt foarte multe fete moderne care vor veni poate de la job. Noi când ne referim la grija pe care o avem față de trup, nu punem așa multe opreliști. Este bine să ne spălăm, să ne îngrijim, ține de stima de sine a fiecăruia dintre noi. În fața Domnului venim însă cu inima curată, cu sufletul bun, ne punem haina cea mai curată și cea mai frumoasă, pentru că venim la o întâlnire specială. Ne întâlnim cu Fiul lui Dumnezeu, care moare pentru păcatele noastre ale tuturor. Așadar, nu este despre veșminte, este despre veșmântul mântuirii, despre sufletul nostru, care se curăță și cămașa sufletească se curăță prin Sfânta Mărturisire, mărturisirea păcatelor pe care le-am făcut, cu voie sau fără de voie, în taina spovedaniei, și după aceea unirea cu Hristos, Sfânta Împărtășanie, și luăm pe Hristos la purtător, și Mântuitorul Iisus Hristos, trupul și sângele Domnului, rodesc, se sălășuiesc în sufletele noastre și ne ajute pe noi să devenim mai buni. Mulțumim, să sperăm să avem un Paște liniștit, iar pentru cei care astăzi sunt pe drumuri, poate prin piețe, poate prin supermarketuri, poate spre o destinație, vă rugăm să vă faceți timp și să treceți și pe la Sfânta Biserică, treceți și pe sub Sfânta Masă de 3 ori și înconjurați Biserica cu Sfântul Epitaf, așa cum știm că fac creștinii ortodoxi în Vinerea Mare.